Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au ajuns astăzi în comuna Călugăreni din județul Giurgiu. Aproximativ 300 de copii au fost beneficiarii unei noi acțiuni în cadrul campaniei de prevenție și educație pentru sănătate. Aceștia au primit sfaturi din partea medicilor implicați în acest program. Elevii de la școala cu clasele 1-8 din Călugăreni au învățat astăzi cum să aibă grijă de sănătatea lor încă de la o vârstă fragedă. Mai mulți medici voluntari au oferit consiliere pentru prevenirea îmbolnăvirilor, au vorbit despre respectarea normelor de igienă generală, dar și despre alimentația sănătoasă. Astăzi ne-am aflat pentru prima oară în județul Giurgiu, iată am poposit și în acest județ, în localitatea Călugăreni. Am desfășurat ediția cu numărul 41 a campaniei de prevenție și educație pentru sănătate. Am povestit despre periajul corect, mijloace auxiliare periajului. I-am invitat la un moment dat lângă mine să-mi arate dacă au înțeles cum se face periajul corect. Au vrut chiar tot să vină să-mi arate. Și le-am mai spus să vină, că trebuie să meargă de două ori pe an la medicul stomatolog, chiar dacă nu au nicio problemă. Despre ce le-ați vorbit astăzi copiilor? Le-am prezentat noțiuni generale de igienă corporală și igienă posturală. La cei mici 0-4 am accentuat pe igiena generală, pe importanța spălării mâinilor și a păstrării corpului curat, iar celor de clasele 5-8 am accentuat pe igiena posturală, pe faptul că trebuie să conștientizeze că în timpul zilei, atât la școală cât și acasă, au posturi greșite, care în timp duc la dureri și chiar și deformări. Ei trebuie să conștientizeze aceste posturi, să și le corecteze, la vârsta asta și le corectează singuri, ba mai mult să facă niște exerciții mici din oră în oră de stretching și de îndreptarea coloanei. Împreună cu voluntarii a fost astăzi și medicul Bogdan Budișteanu. Este pentru prima dată când vine la o acțiune din cadrul campaniei de prevenție și educație pentru sănătate. Acesta le-a vorbit copiilor despre bullying. A fost o experiență foarte frumoasă pentru mine și mă bucur mult că am putut să le prezint câteva lucruri simple legate de un fenomen răspândit, dar care este ignorat, și anume bullying-ul, adică fenomenul de hărțuire, de intimidare, de agresare care apare în mediul școlar. Este un fenomen care necesită o atenție deosebită, o implicare a profesorilor, părinților, psihologilor în vederea prevenirii, având în vedere că în timp poate duce la o suferință foarte serioasă din partea celui care este agresat. Este o activitate ce vine în sprijinul activităților noastre, completează informațiile de care atâta nevoie au copiii pentru a-și menține sănătatea orală, sănătatea fizică, intelectuală. Cum ți s-a părut activitatea de astăzi? Foarte frumoasă, educativă. Am văzut că și doamna doctor va explica câte ceva, doamna doctor stomatolog. Da, ne-a explicat cum să ne feriem dinții și cred că a fost foarte bine din cauza că nu știu dacă mulți copii știau chestia asta. Mâine, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului se vor afla la Vaslui. Aici vor ajuta două familii cu o situație materială precară despre care au aflat din emisiunea Secvențe Trinitas.